Astăzi vorbim despre frici, despre relația dintre frici și organismul nostru, corpul nostru, cum acesta ne transmite unele semnale atunci când ceva nu este în regulă sau relația pe care o au fricile cu trauma sau cu rănile noastre emoționale. Și când vorbim despre frici, ne putem referi la, mai ales în contextul actual, la frica de singurătate, la frica de boală, de a ne îmbolnăvi, poate frica de pierderea unor libertăți, iată partea de restricții, dar și, să spunem, frica de vaccin. Astăzi alături de noi este Roxana Vădanei, psihoterapeut integrativ, fondator Embodiment România și Ikigai Dojo, și pornim discuția noastră pe marginea cărții Corpul își amintește, revoluționarea tratamentului traumei de Babette Rothschild. Iată Roxana cum putem să stabilim această relație, această legătură dintre uh, fricile pe care le avem în anumite contexte, să spunem, și uh, traumele din copilărie sau anumite răni emoționale? Cum se activează aceste frici? Pe exemplele pe care eu le-am dat uh, puțin mai uh, devreme. Bună, Sorin, și mă bucur tare mult că facem iarăși un. Uh interviu împreună și nu se putea să fie mai potrivit. Chiar urmează să am pe tema fricilor și e un subiect pe care eu îl tot explorez de cel puțin trei ani, dacă nu chiar dinainte. Și chiar astăzi, uite, în drum spre tine, vin de la terapie unde chiar mi-am activat niște momente de frică și că mă întrebai care e legătura dintre corp și traumă și Situațiile prin care trecem acum, foarte mult frica are legătură mai degrabă cu experiențe din trecut și se repliază, poate pe momentul prezent, se reactivează la niște stimuli. Dar frica, cu adevărat, noi am trăit-o la un moment dat, când n-am avut puterea să ne apărăm singuri, ne-am simțit în nesiguranță și. Se întâmplă să se reactiveze în prezent, chiar dacă noi avem alte resurse, suntem adulți, situația nu e la fel de îngrijorătoare, totuși s-a creat un pattern acolo. Și apropo de corpul și amintește, da, rămâne această memorie corporală a acelor momente în care noi nu ne-am simțit în siguranță, copii fiind, iar acum, în prezent, e suficient un stimul, un miros, o privire, o știre ascultată întreagăt. O imagine, un cuvânt. O imagine, un cuvânt, să reactiveze practic tot sistemul ăsta de, de, de frică. Vreau să spun atât de multe pe subiect, nici n știu ști de unde să încep și unde să termin, cred că aș face o serie întreagă. Cu siguranță suntem foarte încercați în perioada asta, pentru că se activează frica din mai multe puncte de vedere și pierderea relațiilor, pentru că, da, nu mai avem posibilitatea să ne întâlnim unii cu alții, fiecare e în filmul lui, cu grijile lui, nu mai avem atât de multă atenție unul față de celălalt. Se activează și partea asta de frică, de stabilitate, pentru că. Mulți, poate, își pun problema: o să rămân fără serviciu, sau nu știu, au salariile micșorate, sau trebuie să muncească mai mult pentru a-și câștiga banii. Și atunci, cred că trăim o perioadă în care anxietatea este la un nivel destul de ridicat, iar simptomele la nivel fizic sau cum recunoaștem frica, depinde pe ce spectru al fricii mergem. Iar Babet are în carte, îmi place foarte mult, un tabel în care arată cum funcționează acest sistem nervos autonom, sistemul nostru nervos central, da? e punctul de comandă <laughs> și arată că în fața unui stimul noi putem să ne ducem ori în zona aia de înghețare, ori în partea asta de hiperactivare, în zona asta de luptă și fugă, ori în zona asta de... Cum o numește ea? Hai că și aveam pe aici la îndemână. Zona de letargie. Deci letargie, îngheț sau luptă, fugă. Și aici depinde cam cum ne-am învățat noi de când eram mici copii, sunt niște skill cum ar veni, cum am învățat noi la vremea aia să facem față situațiilor. Și avem tot fel de mecanisme de, de a gestiona frica. Unii dintre noi se duc foarte mult în acțiune, încep să facă și mai mult. A, sunt în pericol la serviciu, ia că bag mai mult, lucrez mai mult ca să arăt că sunt eficient și fac bine și nu stau deloc cu emoțiile, nu stau cu mine, sunt pus pe acțiune. Alții se duc în zona asta de... Se retrag foarte mult în propria persoană, în zona asta de depresivă, în zona asta de asta cu ei, se retrag din relații, se retrag din orice formă de ieșiri, fiecare cum, cum a învățat. Dar ce îmi place este că cartea arată inclusiv simptomele astea fizice pe fiecare dintre, dintre paliere, de la cum sunt mușchii, sunt uh, uite, în faza letargică mușchii sunt uh, destiși. În faza altă de îngheț, uh, mușchii sunt uh, flași. da nu sunt, uh, da, ori în faza de luptă sau fugi, mușchii sunt uh, încordați, da, sunt pregătite pentru luptă. Și uh, arată mai mult decât atât, respirația e diferită Pupilele sunt diferite, mâinile, picioarele se simt altfel, calde sau reci, în funcție de. Sunt pregătită să mă lupt și atunci poate se duce tot sângele în, în membrele cu care pot să mă apăr. Ori, din potrivă, sunt foarte calde pentru că, nu știu, m-am hiperventilat, m-am super încins. Digestia este afectată culoarea pielii este diferită, poți să te roșești foarte tare da, dacă ești în zona aia de, de îngheț, sau poți să te schimbi, baiș, palid, baiș, roșu. Se vede asta apropo de corp pe exterior, dar se deci, corpul, de și corpul, ne dă, corpul ne dă ne transmite niște semnale că ceva nu este în, în regulă. Mă gândeam acum pentru că încercăm să venim și cu, să spunem, soluții pentru, pentru cititori, cum am putea să gestionăm aceste frici? Cum am putea să, așa cum de altfel, ar trebui să facem și cu, cu, cu emoțiile. Să încercăm să le gestionăm cât mai bine ce ar trebui să facem pentru soluționarea amintirilor, să spunem, traumatizante, care, iată, sunt aduse, sunt aduse în, în, în actualitate, să spunem, în urma unui context. Da? Să spunem că acest context a apăsat niște butoane și fricile pe care le-ai pomenit tu mai devreme. Mă gândeam și la, iarăși foarte important, frica de îmbolnăvire, și trăim cu această realitate până la urmă Mi-e teamă că mă voi îmbolnăvi de COVID Nu știu, am variante Urmez un tratament naturist sau mă duc și mă vaccinez În ideea și speranța că o să, o, să, o să fie ok Și poate o să-mi imunizez corpul Deci, iată, corpul transmite niște semnale Că ceva nu este în regulă din punctul de vedere Al fricilor pe care noi le avem Și pe care, iată, încercăm să le gestionăm și apoi, bineînțeles, să le depășim, să nu mai avem aceste frici. Ceea ce mai e de, de menționat este că chiar dacă semnalele astea apar, sistemul ăsta al nostru de apărare în fața fricii este de când vremea și pământul. Ceea ce era foarte util pe vremuri. Nu trebuia să supraviețuiești unor pericole vizibile, foarte mari. Nu? Venea ursul, N-aveai nu știu ce, hai că fac eu nu știu ce meditație sau mai știu eu ce. Trebuia să... Instinctul de auto... Exact, instinctul de supraviețuire, de autoconservare. Ce se întâmplă în momentul ăsta este că noi avem același sistem. Nu s-a schimbat foarte mult felul în care noi reacționăm la frică. Sistemul ăsta, de exemplu, uite, partea asta de luptă, era necesar atunci, îl foloseam cât aveam nevoie, după care, pa, pleca din... din nu mai aveam frica, am depășit pericolul a trecut uh, situația care mă punea în, în, în pericol, mi-am revenit. Ce se întâmplă acum este că stăm foarte mult, rămânem în zona asta de... Am devenit hiper uh, atenți în jur și orice poate fi un trigger. De la un sunet mai ascuțit, uh, aud tramvaiul și îl aud mai puternic, astea sunt, pot fi și niște simptomele unor traume mai puternice, dar nu vom intra în ele. Așa cum spune și titlul cărții, și cum și ea explică, corpul își amintește. Își amintește atât bucățile astea traumatizante, neplăcute, emoțiile negative, dar își amintește și părțile alealte, frumoase, plăcute, în siguranță. Și atunci, corporal vorbind, ce putem face când simțim aceste simptome puternice? ok, mă simt în nesiguranță, mă simt frică, simt anxietate, trebuie să merg la pol opus. Um, am respirația prea ok, încerc să inspir mai profund, să-mi număr respirațiile. Uh, simt că am tensiune în umeri sau sunt foarte în zona asta, încordat. în partea de sus, uh, să îmi cobor umerii și ok. Sau să-mi amintesc cum mă simțeam eu când eram într-un loc sigur. Că eram, nu știu, mică sau mare sau în adolescență sau ca adult, nu știu. Eram pe o plajă, uite că tot doamne neastă vară și făceam interviuri, da? Cum mă simțeam eu asta vară când eram eu la mare? Care era senzația în corp? Simțeam mirosul brizei mării, simțeam nisipul pe tălpi, cum era respirația mea, cum bătea inima. Corpul își va aminti senzațiile alea pentru că le-ai trăit. Sau partea de mai mult decât a respira mai profund, ceea ce ajută și sistemul ăsta vagal, nerve, nerv, nervul vagal, despre care vorbește Stephen Port și despre care amintește și Babette în cartea ei, care are și pe partea asta din față, și pe partea dorsală. Are o ramificație foarte mare și ajută humming, nici nu știu cum s-ar traduce în român, uh, murmurat, Mur... să inspiri și apoi faci ca o albină. Mm. să vibreze până cât mai jos în stomac. Toată vibrația asta pe fascia asta din față ajută la relaxarea sistemului nervos și transmiți că ești în siguranță. Apoi o altă formă este o formă naturală, că mai vorbeam noi și în întâlnirile noastre trecute, noi ne inhibăm forma naturală a corpului de a rezolva niște uh, probleme. Probleme, da. da, da la crimile sunt bune când ești trist, te liberează niște hormone, etc., etc., și îți fac bine. În cazul fricii, cum vedem și la căprioară, dacă urmăream pe la posturile, când ne mai uitam și noi și la altceva, nu numai la știri despre COVID, că prioara după ce a trecut printr-un, spunem, pericol, da, a fugărit-o așa a scăpat, primul lucru pe care îl face după ce a scăpat de pericol este să se scutre un pic și, pe urmă, pleacă mai departe. Ori și noi avem, adică din punctul de vedere semănăm, scuturatul. Da? Să te scuturi. Bă! Scoți eventual și un sunet. Ah, să se ducă, cum sunt și Bobismea, Să se ducă, mamă, să se ducă pe apa sângelui. E un soi de eliberare de o încărcătură da. emoțională, da, și de anumite energii negative până la urmă. Da. Scuturatul ăsta poate fi mai mult, adică să nu fie doar de moment. Poți să te scuturi mai mult. Scuturi, 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 scuturi. sau chiar și în cigung. Știu că e o, un exercițiu în care stai cu tălpile lipite de pământ și balansez ca și cum ai fi, în, pe, ca și cum ai fi un pic Și lași scuturatul ăsta. Și de altfel sunt și terapii. Este târ Nu mai știu, dar e prin tremurat. Târ... E, e prescurtarea. Și ce ar mai fi? Iarăși în zona asta de frică, ce ne lipsește este senzația de suport. Senzația de... Că... Cam... Un... emoțional de sprijin. Dar sprijin nu putem să-l ducem literalmente în ideea de sprijin. Ok, simt că nu am sprijin, hai să-mi duc atenția la spate, da? la cum se simte contactul spatelui cu scaunul, senzația de sprijin. Mă ține ceva, mă ține pământul. Din, din punct de vedere psihoemoțional, sprijinul pe care ni-l dorim de la cei dragi este important? Sigur că este. <laughs> și aici îmi place că în carte chiar menționează Babet foarte frumos că acum toată lumea merge la terapeut. Merge, nu știu, face meditații, face mindfulness, face, mă rog, avem tot felul de resurse, să spunem, dar uităm de acele momente că noi, ani și mii de ani, de altfel, am supraviețuit traumelor. Fiind unii în preajma celorlalți, cu familia, cu prietenii, cu comunitatea, cu vecinii, cu grupul, știu eu, de la biserică sau nu știu, din sat, cum stăteau oamenii și îi făceau șezătorile și stăteau de vorbă și își spuneau păsurile. Ce-i mai ajuta pe oameni? Partea asta de, de a avea un scop, de a avea sentimentul că ai un scop mai înalt în viață apropo de Ikigai, dar nu intrăm în toate. Cred că avem nevoie foarte mult de, de conținere, avem foarte mult nevoie ca celălalt să ne vadă, să ne valideze emoțiile, să, să fie prezent cu toată ființa. Și într-adevăr e o provocare acum să facem asta, pentru că fiecare este în lumea lui, cum spuneam. Și e greu să mai ai disponibilitate pentru celălalt când tu însă ți nu ești bine. Și atunci da, e nevoie de un pic de igienă personală înainte de a merge către ceilalți, dar bucata asta de faptul că acum nu mai suntem împreună, cu siguranță este ceva ce ne afectează. Babet vorbește în carte, în corpul și amintește în revoluționarea tratamentului traumei despre potențarea amintirilor plăcute, potențarea amintirilor pozitive și uh, mai departe ea continuă cu remediile puternice contra amintirilor traumatice. Da. Despre... Seamănă cu ce am povestit un pic mai devreme. Cumva, da, să-ți să cauți acele resurse și acele interioare momente în care tu ai reușit totuși să depășești niște lucruri. Și uite că tot campania se numește Trauma ca oportunitate. Uh, într-adevăr, e greu să-i spui copilului de atunci, hei, știi, prin ce treci tu acum, spune ei, pentru că vei învăța niște chestii foarte bune din asta. <laughs> și chiar și acum, dacă ești într-o perioadă în viața ta în care nu ești suficient de stabil, să spunem, s-ar putea, auzând chestia asta, să te cam enervezi. Pe de altă parte, cu adevărat, chiar prin traumă, ce învățăm este un mecanism de a face față acelui moment. Și să spunem, uite, devii uite, mecanismul meu în mulți ani a fost să fiu super nice, foarte drăguță, să fiu prietenoasă, să fiu atentă la nevoile celorlalți. Asta a fost mecanismul meu de, de apărare. Ce se întâmplă este că de multe ori noi rămânem doar cu ăla. Ori trebuie cumva să-l balansăm. Pentru că acela acel este ca un fel de super skill, e ca o super putere. Da? Eu am super puterea și am niște avantaje de acolo. Uite, pot să-mi dau seama când tu ești trist, când ești trist. Da? Am învățat să pot să fiu un terapeut bun, pentru că pot să fiu prezentă și empatică și atentă cu nevoile celorlalți. Deci am momente în care lucrul ăsta mă ajută. Am nevoie însă să mă uit și la dezavantajele pe care mi le aduce treaba asta că nu știu să pun limite sănătoase, că în anumite situații poate am nevoie să fiu atentă la mine, să nu mă duc prea mult înspre ceilalți. Ok. Și cu ce vin atunci ca să balancez treaba asta? Poate că am nevoie să învăț niște uh, abilități de a fi mai puternică de a fi mai rezilientă, ceea ce de altfel am făcut. Riscul e că la un moment dat și pe ăsta îl dezvolți prea mult și s-ar putea să ia să, să spargă hârtia, să se ducă graficul prea sus. Dar da, trebuie să ne uităm la traumă și ca o oportunitate, pentru că de acolo noi am învățat un, o abilitate pe care știm să o facem foarte bine și dacă învățăm să o balansăm cu abilități opuse, să spunem, echilibrăm puțin balanța. Nici să nu fiu prea nice, nici să nu fiu prea. Alte persoane devin arogante, să spunem. Poate să fie și asta un mecanism de apărare. Nu-mi pasă, sunt distant, lucrurile astea pe mine nu mă ating, nu mă interesează, eu sunt bine, da? Acolo trebuie să lucreze bucata asta la altă, poate, de un pic de empatie, un pic de hai să fiu cu celălalt. Și cum spune și Babet, da, cam asta este, să ne uităm cu okay, ce resurse. Am, am folosit și ce, cum ajută ele, că au și o parte de ajutor, au și o parte de, de super putere, cum i-am spus mai devreme. Nu e doar partea aia nasoală de acolo, ai și niște avantaje. Poți să o duci într-o zonă utilă. Dragii noștri, iată, am vorbit astăzi despre frici despre relația cu fricilor cu trauma, despre relația cu organismul, cu corpul nostru și cum ne, dă, cum ne transmite acesta semnale că lucrurile nu sunt tocmai ok. Am pornit discuția noastră pe marginea cărții Corpul își amintește, Revoluționarea Tratamentului Traumei de Babet Roșil, o carte publicată în colecția Psihoterapia Editurii Herald. Noi vă recomandăm alt, ambele volume pentru că noi am mai povestit și în alte episoade și despre primul volum, Corpul își amintește și acum volumul 2. A fost alături de noi Roxana Avădanei, terapeut integrativ, fondator Embadime România și Kikai Dojo. Nu uitați să ne urmăriți în continuare pe pagina de Facebook a Editurii Herald și pe canalul de YouTube unde veți găsi foarte multe materiale video cu invitații noștri. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și ne dăm întâlnire la o ediție viitoare a rubricii Cărți Deschise pentru Minți Deschise. Până atunci aveți o lectură plăcută și să fiți bine. La revedere!